Și v-a spus când se rezolvă? Păi nu ne-a spus. A spus că nu are filtre și alea sunt scumpe, rău, nu știu cât costă și... Păi și cine trebuie să rezolve, nu dânsul? Păi dânsul, dar... Noaptea nu vezi poliție, păi nu vezi nici plasa locală, nici... Numai... Ce nemulțumiri aveți legate de comună? Ce ați vrea să se schimbe? Am vrea ca să facă reformă în primărie, că sunt mulți angajați acolo. File, treburi, chestii. Foarte mari cu apa, că este contaminată. E contaminată, ne-a dat un an de zile să bem apă. Cum să zic, infestată. De unde luați apă? Cu arsen. Ne-a dus și ei, nu știu după unde. Și vă alimentați de la punctul acela? Câte puncte din acestea sunt în comună? Păi e una, și mai la școală, unul, cam vreo două. Deci puține. Mi-au spus vecinii că unii vin și de la 2 km depărtare să-și ia apă. Ce aveți? Sunt bătrână, e bine așa cum fiecare... Am înțeles că sunt probleme cu apa, da. Foarte mari. Da, probleme cu apa, da, că am mai venit câte cineva, am mai spus, probleme cu apa, asta este. De unde vă luați apă? Apă, cumpărăm apă. Cumpărăm apă la bidoane, că nu putem să folosim... Este contaminată. ...de la stradă. Păi așa, că nu ne-a anunțat nimeni dacă a făcut-o sau n-a făcut-o, și așa că lumea cumpără... Și primarul ce v-a spus? Ce soluții sunt? Când se rezolvă? Dumnezeu știe când se rezolvă. Probabil după alegeri s-o rezolva. Deci nu v-a spus absolut nimic? Nu v-a spus nimic. Dacă e bună, nu e bună, noi în continuare cumpărăm apă. Mulțumire aveți. Sunt multe, multe. Puteți să-mi enumerați două, trei? Cu apa am înțeles că sunt probleme foarte mari, că este contaminată. Mai avem cineva și acesta e problema că în 4 ani e prieten, am jucat fotbal cu domnul primar, care acum actualul. Acum a legat până și 4 bari, 5 bari și a fost 4 ani. Duce și ea că aduce cât un bazin, cine știe unde să duce omul și ea un bidon de apă, alții să duce și cară cu bidoanele și altul să duce și nu mai găsește. Apa, dar nu știu de ce se întâmplă de nu o tratează. Că e cam de mult. Și nu vi s-a dat niciun răspuns? Primarul ce spune despre problema aceasta? Mi-a spus că trebuie niște filtre, că le-ar fi cumpărat și nu le-a pus, nu știu. La acestea trebuie soluționată. Și cât mai repede, pentru că foarte multe persoane depind de aceasta. Sunt persoane în vârstă care pensiile nu le permit să meargă să cumpere apă. Și chestia cu butoaiele care le aduc, nu o văd să stea apa o săptămână în butoi și apoi să fie luată și consumată.